Bine ați venit pe canalul Câștigă Experiență. Astăzi o nouă experiență la cumpărături. E vorba tot de semințe de fasole de la StarSem. E vorba despre fasole urcătoare de data asta. Perioada vegetației 62-65 de zile. Păstaia este uneori foarte ușor curbată, galbenă, cu lungimea de 18-22 cm și lățimea de 2-2,5 cm, soi de fasole urcătoare, productiv, boabe de culoare bej. Ok. Ia să vedem. Se plantează în lunile, deci aprilie-mai, dar chiar și în iulie. Și avem distanța între plantuțe cam în jur, între rânduri 1 metru și între plantuțe de 30 cm. Deci apar aici niște deci poți să o pui în livada cu meri sau ce vreau să zic. Cu merile alea și morcov sau ce mă rog, nu știu. Da, cam asta e până la o nouă experiență. Trebuie să desfacem plicul. Vedem cum arată fasoalea urcătoare. Da, am desfăcut plicul, fasoalea urcătoare. Culoare maronie, așa. Având în vedere că e ușor de identificat, o să o punem la loc față de în același borcan la imersat în apă, ca și fasolea pitică. Așa că am făcut economie din borcan. Da. Deci, până la o nouă experiență, da, și astea toate s-au dus la fund. Au o densitate mai mare ca apa, deci mai grele ca apa. Interesant. Deci, până la o nouă experiență, care va fi teoretic peste 24 de ore, vă doresc numai bine, domnule ăștia.